Liga Națională la handbal feminin s-a reluat miercuri cu meciurile din etapa 11. SCM Craiova a trecut de Rapid cu scorul de 29-24 la pauză 13-12. În prima repriză, Rapidul s-a ținut bine, dar în repriza secundă, în numai 8 minute, oltencele s-au distanțat la 6 goluri diferență. Pentru SCM Craiova a evoluat Dumansca, Stanciu și Lung în poartă, Țicop, goluri, Florianu 5, Nicoleș 5, Clicovaț 3, Rădoi 2, Elisei 2, Popescu 2, Stoican 1 și Colac. Cea mai bună jucătoare a Craiovei a fost Ana Maria Țicu. Toate meciurile sunt grele, am vorbit, am pregătit meciul, trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas. Ne-am dorit foarte mult victoria, pentru că aveam nevoie în campionat, trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri. După pauză, într-adevăr, au turat puțin motoarele, eu zic că diferența dintre cele două echipe a fost foarte clară, nu există niciun fel de dubiu din punctul ăsta de vedere. Mă bucur că au ieșit sănătoase, avem destule probleme și vreau să evităm pe cât posibil și în meciurile următoare, în primul rând, accidentările. Sâmbătă de la ora 18, SCM Craiova va juca acasă în etapa a doua din grupele HF în compania formației daneze Rangers. E greu așa să jucați din 3-3 zile? Da, este destul de greu, nu ai timp de recuperare, nu ai timp de ajuns să pregătești meciurile, dar trebuie să ne mobilizăm. Un meci, zic eu, foarte greu. Vom încerca să oferim un spectacol sportiv de calitate și să ne adjudecăm victoria. Oltencele vor disputa următorul meci din Liga Florilor pe terenul formației Corona.